Salutare, Rubiri și Rubiri, deci bine am găsit la un nou videoclip de această dată. Hei, ești la Rubi acasă? Stai, pune mâna după cap și povestește, bă, intro-ul. Ți-a lătut, dar tu n-ai mână, bă, ai un shot. Mamă, o bag la tine la sub braț. Stai că nu pot. Te atingem degetele. Astăzi facem un tier list cu sezoanele din Fortnite. Îl avem aici alături de noi pe Peinuț, care e la mine acasă, a venit tocmai din Arad la Zuga ca să facă un videoclip, tu-ți dai seama. Și pe Spazi, da, bă, pentru videoclip merită, frate, un like. Și eu și Spazi și Peinuț, toată lumea merită un like. Bă, nu mai pune mâna pe picior, mai fi prost, stai. Mamă, o să fie oameni care chiar o să creadă. Voi vă dați seama? Ca să înțelegeți, eu sunt acasă, gen, la mine. Mamă, ce stă cocalarul ăsta cu lanțurile pe afară. Uite-te la el. Bun, cum am încercat să zic mai devreme, avem aici sezoane de la chapter 1 sezonul 1 până la chapter 3 sezonul 1, adică sezonul în care suntem acum. Robine, poșopinet, like, subscribe, tot ce vreți voi. Hai, bă, să începem. Sezonul 1, chapter 1. Cum a fost, frate meu? Nu știu, nu m-am jucat. Voi când v-ați apucat de Fortnite? În capitolul 1, season 5. În sezonul 4, chapter 1. Ah, ok, deci până atunci o să fac eu rating, dar bă, vă garant, bă, nu, că știți și voi din gameplay-uri. Bă, a fost tare rău de tot. Deci toată lumea era noob. Bă, eu nu prea m-am jucat în sezonul 1 foarte mult, dar de atunci joc. O să-l pun la tare, pentru că nu m-am jucat atât de mult, dar bă, era și care skin-uri șmechere. Ok, o să-l pun insane. E valoare sentimentală, prima hartă, skin-uri faine, battle pass, n-a fost atunci. Da, a fost în sezonul Oi. I cannot really benedictic to you. I'm giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Auzi mesaj ce mi-a dat Pain. Ci că zi lui Robi să miște mai repede că nu mai am chef, vreau să o plec. Uită cu minte. E dus departe să-i demonstreze, da, că mint. Stai, bă, cum am zis mai departe că ăsta miroase lângă mine. Așa, bă, chapter 1 sezonul 2 a fost beton, tare. Beton, beton pe bine rău pe baz, mami. Top, nu? A fost top rău de tot. Black Knight, skin-uri șmechere, eu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Ia uite, băi, Spazi, ce skin e aici în sezonul 3, chapter 1. Nu, e ăla urât. Slab sezonul ăsta. Slab? Bă, vezi că aici mă jucam slab cel mai mult în sezonul 3. Mie mi s-a părut slab tare. Aici mi-a luat și battle pass-ul. Și iarăși mi s-a părut tare. În felul ăsta le pui pe toate astea primele sus. Dar bine, așa e. Nu pot să-mi dau cu părerea că n-am jucat în sezonele astea. Uite, bă, aici e sezonul 4, vere. Aici te-ai apucat tu. Ok. Insane, efectiv insane, mi-a plăcut maxim. Te-aș pune sezonul 1, n-a avut battle pe zverea asta. Asta e un pic aiurea. Ce puteai... Mamă, Spazi, ești ok? Uite, o să-l cobor la prea tare, dar mi-a plăcut maxim. Dar e nașpa că nu a avut battle pe. S-a plăcut, nu ți-a plăcut, amice? Stai, amice. Da, pupă-l. Nu, bă. Mi s-a părut foarte tare, doar din simplu fapt că atunci am descoperit eu Fortnite-ul și gen mi-a plăcut foarte mult jocul în sine. Mi-am cumpărat și Battle Pass în sezonul 4, deci da, mă. Totuși nu ajunge ce la insane, că nu mi-a plăcut în mod special, gen nu mi-a plăcut la fel de mult ca și 3-ul sau 2-ul, dar a fost tare. Gen Battle Pass-ul mi s-a părut puțin mai slab. Ia zi-mă, Spazi, că aici ai și tu voie. Aici m-am apucat, mâncați și ochișorii tăi. Deci, m-am apucat, am sărit în Tilted Towers, am făcut 2 kill-uri, m-am mai jucat un meci, n-am mai făcut niciun kill, m-am mai jucat un, n-am făcut niciun kill. A urmat dezinstalarea și toată lăsarea mea de Fortnite. M-am apucat și m-am lăsat în aceeași zi. Insane. Bă, era tare că era locația aia, Paradise Palms, vere, și mă dropam mult rău de tot acolo. Bă, era tare tot insane, că bap. Gata, mă, că-i place lui Spazi, frate, sezonul, îi place rău de tot. Parcă în sezonul 5 s-a adăugat și turbo building-ul, nu? Cred că eram 4. Nu era, mod? Insane, da. O să lăsăm la insane, dar nu știu, cred că turbo building-ul totuși a fost aici când s-a băgat Omega în sezonul 4. Calamity era cu Halloween-ul. Wake up, get up, stretch my legs. Era battle pass-ul de Halloween. Bă, Spazi, ești ok? Man elementul ăla te că ne plac dolarii. Bă, nu e cu pirații, mă? Bă, uite, o să-l pun la tare. Battle Pass-ul a fost decent. Eu aici mă jucam vere, aici făceam foarte mult Skybase, îmi aduc aminte. Mamă, cât îmi plăcea să fac Skybase. Bă, nu știu ce să zic de eventurile care au fost atunci. Nu știu, că la un moment dat era o rachetă într-un munte. Sezonul 7, vere.
Vere, n-aveți ce să ziceți, sezonul 7 chiar a fost tare. Update mare cu harta, să băgați și chestia de gheață. Și era polar pic unde era bă, sabia gata, aia mare, mă. De brupei tot. Scuze-mă, în sezonul 6 s-a ridicat Kevin de sub orașul ăla și a plutit un oraș gen. Oare Ludleicu? Da, Ludleicu, așa, bravo. Mie nu prea mi-a plăcut Vere că plutea Ludleicu, sincer. Mă dropam acolo, dar nu era... Era tare. Nu-mi plăcea mie atât de mult. Ba, era tare. Îi place mult lui Peinuț? Ia zi, frate, îl duc la Insane? Nu cred că e Insane, dar bă, era tare. Zici că era prea tare? Bă, uite, da, pentru atunci chiar a fost un feature tare. Pentru că, nu știu, Vere, mi se pare că cei de la Fortnite au cam epuizat toate chestiile astea tari în sezoanele vechi. Și acum nu prea pot să mai vină cu eventuri noi. Adică ultimele eventuri mi s-au părut cine știe ce. Mi-a plăcut ultimul ăla și mai chiar. Care a fost ultimul? Ultimele? Cu cuburile. Da, mă, nu știu, da, sezonul 7, hai să trecem la el, ok? Ok. Ok. Cum am zis și mai devreme, mi s-a părut... N-am fost eu de data asta. Nici eu, că eu n-am... Da, mă, da, tu ai șapcă. Ești un fraier. Eu zbăci, ești ăsta de tine. Bă, Vere, l-aș pune Insane pentru că era locație faină, era hartă șmecheră, erau avioane, era sabia, erau multe chestii faine, frate meu, în 7. Bune, și era și chestia aia cu mobul da, mare, era... cu dragonul de sub hartă, nu? Da, bă. Vezi că era tare rău de tot. Avem aici sezonul 8. Aici s-a băgat cumva shotgun-ul, Vere. A fost tare sezonul ăsta și deja aici începea lumea să devină pro. Sezonul ăsta cu Vendetta n-a fost favoritul meu. Nu prea îmi plăceau dronele alea. Uite, o să fie primul pe care îl pun din punctul meu de vedere la tare. Doar decent ăsta. Mă, a fost ok el așa. Battle Pass-ul a fost cât de cât decent. Uite, Vendetta asta nu prea mea. Nu, de fapt, ba nu, Vere, nu mă mai joc cu niciun skin de aici. Nu mi s-a părut cine știe ce, Vere. Eu o să las la decent, dar vreau să-mi ziceți și voi părerea voastră despre sezoanele din Fortnite. Eu zic că bă, decent. Uite, o să-l punem la decent. Sezonul X n-a fost neapărat favoritul meu. Roboți, mizerii. În X a fost cu roboți? Da, eu așa mă. Slab, Vere. Bă, uite, ce am omis? Vere, bilele alea de hamster. Vezi că alea erau tar rău de tot. Alea erau la pirați, uite, le-am pus aici. Bă, Pain, ești un frer să mă... S-a schimbat chapter-ul în chapter 2. Când s-a schimbat toată harta, s-au schimbat skin-urile de default, s-au schimbat pickaxe-urile, s-au schimbat gliderile, s-au schimbat, efectiv s-a schimbat tot. N-a fost rău primul sezon. N-a fost rău chiar chapter 2-ul pentru tare. Că a fost ceva nou. Da, asta, da. Ajutam. Unde pun la prea tare sau la tare? Tare. Tare, eu zic și tare? Eu zic la fel tare. Mă, da, ideea e că era ceva nou pentru că s-a schimbat harta, de asta nu era să pun la prea tare. Bă, și începea și povestea bine, gen vedeai un viitor. Aia zic, gen avea continuitate. La season 2. Da. O să las la prea tare, e ok? Și după, uite, season 2 s-a mișcat bine cu Midas, cu eroi, avem content. Mamă, și mai știi ce content era pe atunci? Vere, era mult. Cu Seif, Midas, tot. Sezonul 2 îl punem la Insane. Da, știi că ne dădeam boși, ne pretindeam boși. Da. Băi, ce tare era, mi-aduc aminte că făceam capcane cu tine. Ăsta a fost unul din cele mai șmechere pe content, Vere. Dar nu, bă, în sezonul 3 făceam capcane cu tine, bă, spazi. Sezonul 3 era ce fost? În sezonul 3 au fost iubita lui Midas, gen. Și era Jula în mijloc și iar erau arme, era harta un pic inundată, dacă nu mă înșel. Aveai grapplerul cu glider. Vezi că era tare și ăsta. Aveai iar Chuck-Jag cu alte seifuri gen. Bă, să-l pun la Insane sau prea tare? Prea tare. Nu-l las totuși în... Prea tare. Zici? Eu zic prea tare. Prea tare. Bă, Iron Man, vezi că aici era o grămadă de content. E direct Insane. Foarte bun sezonul ăsta. Jur, a fost bun rău de tot. Avea atât de mult content. Da, mă, și de aici începe jegătania. De aici nu s-a stricat. Bă, mă, dar câte au fost tare. Acum că facem recapitularea asta. Asta e șmecher acum care e acum. Deci poate să iau o întorsătură gen să continue frumos. Aici am făcut cunoștință cu tine, bă, Peinuț. Aici era deșertul. Mamă, ce bine era să nu existe sezonul ăsta. Aici era partea aia cu deșertul, cu Coloseum. Era tare că s-a băgat funcția de bounty. Da, și mie mi-a plăcut asta. Aici am făcut 100.000 de abonați. Nu e asta care a durat foarte mult timp, mă? Ba da. Păi da, am făcut. Da, Vere, cât a durat sezonul ăsta. 6 luni. Bun, apoi avem sezonul Primal. Insane. Mie mi-a plăcut mult, nu știu. Insane. Aveai arcurile alea, aveai o grămadă gen de boss, o grămadă de locații noi. Chiar au fost... Erau ghetele alea lui... Mama, aici am băgat 100 de euro să iau tot Battle Pass-ul. Cei mai proscheltuiți 100 de euro ai mei. Vai, da bă, dar noi ne-am inspirat unul de altul. Am luat decizie proastă amândoi. Nu-l pun la Insane, că nu mi s-a părut atât de tare, dar a fost prea tare, Vere. Chiar a fost ok. Bă, dar de ce mai e funcția asta de tare aici? Cred că o scot. Îl pun pe ăsta. Să fie ceva. Ăsta ce era în el? Bă, ăsta nu prea mi-a plăcut nici Battle Pass-ul. E așa. L-a pus pe Primal la prea tare, e doar tare Primal. E ce trebuie acolo, ok? Nu a fost nici slab, nici decent. Așteaptă ce se întâmplă. A fost invazia, da. Ăsta chiar că slab. Ăsta a fost foarte tare sezonul. Unde a fost foarte tare, bă? Ai avut o grămadă de arme mitice din nou. Da, bă, că în afară de Venom și Kennen nu era nimic mișto. Da. Ce a fost? Și în rest n-a fost nimic, e slab. Păi și la tare nu punem și noi nimic. Lasă-l mai aici. Asta acum
e hartă nouă. Avem o grămadă de feature. Avem mitica lui Spider-Man, avem funcția de slide, avem foarte multe heal-uri, armele toate sunt schimbate. Ăsta poți să-l pui la insane, părerea mea. Da, da, ăsta chiar nu se zon foarte da, bun. Da, uite, ăsta o să-l punem la insane și acum să vedem ce o să ne mai lase Fortnite-ul să facem. Acesta a fost tier list-ul pe care noi am reușit să-l facem. Vreau să vă văd și vouă părerea în secțiunea de comentarii despre sezoanele din Fortnite, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă sunteți de acord cu ce am zis noi sau dacă nu. Neapărat a fost ați butonul de like, abonați-vă, rog bine pe Shopinet și follow pe Instagram. Money light, I'm a runner.